Namaste. Sunt Șervan Stănescu, te salut și îți mulțumesc pentru participarea la acest curs. Acesta este ultimul curs al anului 2 și se intitulează Extracorporalizarea. Precizări. Am ezitat mult înainte de a mă decide cum anume să închei cursul anului al doilea. Am reflectat asupra conținutului cursurilor anterioare și am ajuns la concluzia că am oferit suficientă informație pentru a crea baza minimală de informații necesară înțelegerii temei de astăzi. Mă voi strădui să fac un curs pe cât posibil scurt și spun asta deoarece experiența mea în această direcție se întinde pe o perioadă de 55 de ani, deci pot vorbi multe ore despre extracorporalizare, fiind familiarizat cu fenomenele specifice de mulți ani. Alt motiv pentru care am amânat să vorbesc despre această temă, deși am observat că există un interes destul de pronunțat, constă în aceea că, de-a lungul anilor, am remarcat câteva deosebiri între aspectele observate în experiențele mele și relatările multor altor oameni care au trecut prin experiențe similare. Când spun similare, mă refer la ce anume au relatat cei care au trecut prin moarte clinică, de exemplu. Privitor la moartea clinică, te invit să revezi cursul 102, care are acest titlu, Moartea clinică. Ceea ce voi spune în acest curs este strâns legat de fenomenele semnalate în cursul amintit. Astfel, în cazul meu, deși descrierile fenomenelor trăite de cei care au trecut prin moarte clinică coincid în foarte mare măsură, condițiile particulare în care am trăit fenomenele respective sunt diferite. Astfel, ceea ce în literatura care tratează aceste fenomene poartă denumirea dedublare și mai precis dedublare astrală sau proiecție astrală, se referă în marea lor majoritate de fapt la un alt grup de fenomene care implică mentalul subiectiv și ca proces constituie acte de creație materială a unei structuri pe care eu o numesc ectoplasmă, ceea ce este cu totul altceva decât extracorporalizarea, care este un fenomen de expansiune a conștiinței. Trăirile specifice sunt asemănătoare din perspectiva descrierii raționale, dar există o diferență specifică. Senzația de expansiune, de integrare a tot ceea ce există într-o regiune a spațiului, în care corpul fizic este doar o parte componentă a ceea ce suntem în această stare de conștiință extinsă. Așadar, în vreme ce dedublarea astrală sau proiecția astrală este rezultatul unei creații a mentalului subiectiv, creație bazată în cea mai mare măsură pe imaginație, extracorporalizarea sau OBE, Out of Body Experience, cum a numit-o Raymond Moody în celebra sa carte Viața după viață, este un fenomen care ține de mentalul obiectiv, de realitatea obiectivă și care constă în conștientizarea unității dintre cele trei corpuri, fizic, energetic, spiritual, pe de o parte, și trăirea stării de fuziune a tot ceea ce intră în sfera observată. Este extrem de dificil de redat în cuvinte această stare, de aceea toți maestrii spirituali recomandă anumite exerciții și tehnici care servesc în fapt la atingerea acestei stări particulare de conștiință. Prin contrast, ceea ce se numește proiecție astrală presupune desprinderea unei structuri de corpul fizic, ceea ce este în esență tot o formă de separare, în vreme ce extracorporalizarea este un proces de integrare, adică ceva opus separării sau dedublării, cum mi se mai spune.
Am ținut să fac aceste precizări minimale fără a intra în alte detalii, deoarece în cadrul cursurilor anului 3 voi discuta despre aceste aspecte în cursul separat. Extracorporalizarea și dedublarea. Am trăit de mai multe ori starea de conștiință extinsă pe care am numit-o extracorporalizare și pe care Gheorghe Ivanovici Gurdjieff și Piotr Demianovici Uspensky o numesc amintire de sine. Am făcut și experiențe de proiecție astrală și ca urmare am constatat diferențele pe care le-am expus înainte. De-a lungul anilor am reușit să disting la aceste tipuri de experiențe câteva aspecte care m-au ajutat să deosebesc extracorporalizarea de dedublare pe măsură ce am acumulat și experiență și informații. Astfel, majoritatea cărților care descriu tehnicile de dedublare fac referire la un proces de desprindere a unui alt corp, eu l-am numit ectoplasmă, și care ar fi diferit de corpul fizic. Prin contrast, extracorporalizarea este în sine un proces în care luăm cunoștință de existența noastră într-un câmp. Luăm cunoștință de existența atât a corpului fizic, cât și a corpului energetic și a corpului spiritual și partea cea mai uluitoare constă în faptul că știm că dispunem de aceste trei corpuri și că ele sunt inseparabile. Distinția pe care o facem între aceste corpuri este o reminiscență rațională. Altfel spus, trăim experiența unității. Este aici vorba despre o cunoaștere instantanee și o înțelegere instantanee care apare doar în această stare de conștiință extinsă. Sincronicitățile și extracorporalizarea. O caracteristică stranie a acestei stări de conștiință extinsă, extracorporalizarea, constă în faptul că în toate cazurile studiate de mine, o extracorporalizare este însoțită de sincronicități, adică de o înlănțuire a evenimentelor care, potrivit modului de gândire uzual, intră în categoria imposibil. Cu toate acestea, fenomenele se petrec în mod inexplicabil, dar din câte se poate constata pe baza relatărilor și din câte am constatat eu însumi în existența mea, sunt implicate alte legi decât cele ale fizicii clasice și fenomenele sunt aparent contrare legilor cunoscute ale fizicii clasice. Dau aici doar câteva exemple. Materializare și dematerializare, telepatia, deformarea unor obiecte prin puterea conștiinței, puterea atribuită în mod eronat minții, de unde și expresia prin puterea minții, când în fapt este vorba despre puterea conștiinței. Tensiunea, sincronicitățile și extracorporalizare. Am avut nevoie de decenii de observare și analiză pentru a putea conștientiza ce se petrece și cum anume, pentru a putea face conexiunile necesare și suficiente între elementele de informație, între elementele de cunoaștere, pentru a putea înțelege în ce condiții apar stările de extracorporalizare. Astfel, caracteristica comună pe care am observat-o la aceste stări prin care am trecut este tensiunea. Reveste, rog, cursul 75, frica și tensiunea, în care am detaliat diferența dintre cele două. Multă vreme am confundat frica cu tensiunea, fapt care m-a împiedicat să înțeleg cum anume apar aceste stări de conștiință extinsă. Principala dificultate constă în a deosebi dedublările sau proiecțiile astrale de extracorporalizări, ale căror descrieri în cuvinte sunt foarte asemănătoare, deoarece majoritatea acestor fenomene sunt deschise de oameni care au trecut printr-o dedublare
sau proiecție astrală pentru prima oară și au trăit cu o intensitate inimaginabilă fenomenele fără să fi beneficiat de o instruire spirituală anterioară, fapt care i-a condus la atribuirea fenomenelor specifice experiențelor astrale unor extracorporalizări. Precizez că, deși fenomenul extracorporalizării poate apare în aparență spontan, neașteptat, el este de obicei rezultatul unei intenții mai vechi, care s-a manifestat abia atunci când toate cerințele apariției acestei stări au putut fi întrunite simultan. Mai mult decât atât, în multe situații, decalajul dintre cristalizarea intenției și manifestarea extracorporalizării poate fi de zile, luni și chiar ani. Manifestarea extracorporalizării este așadar rezultatul unei munci cu sine, desfășurată sistematic, și este condiționată de acumularea unui nivel minim necesar al cunoașterii și înțelegerii. Prin urmare, cu cât experiența de viață este mai bogată și mai bine direcționată către autocunoaștere, cu atât șansele de a trăi această experiență transformatoare cresc. Rezumând, pot spune că, analizând multe astfel de experiențe, am distins trei condiții care sunt îndeplinite simultan când are loc o extracorporalizare. 1. Existența unei stări de tensiune intensă. 2. Cultivarea intenției. 3. Apariția sincronicităților. Închei aici acest curs și, dacă te interesează subiectele legate de extracorporalizări, proiecții astrale și alte fenomene neobișnuite, te invit la seria de cursuri ale anului 3, în care voi aborda o serie de teme din această zonă a cunoașterii. Săptămână luminată. Cu drag, Șerban.